Salut! Sunt Cars Cars. Este episodul 1, sezonul 1. Iar noi, iarăși, ne vom juca. Hai, mă, Alex, hai și tu cu mine. Să vedem, vine oare? Cred că vine. Nu știu. Alex, hai, mă! Ram și tu, hai și tu. Hai mai în față. Îl așteptăm pe Alex. Alex, uite-te la mine. Sper că se uită. Da, se uită. E bine. Așa. Așa, Alex, hai și tu. Noi până atunci ne uităm la bică. Oh. Așa, Alex, hai să ne uităm. Ne trebuie o casă, Alex, mă duc să fac o casă. Așa. Da, să facem și noi o casă. Casa este gata, totul este gata. Ceau, Alex. Și, te duci la o prietenă de-a ta? O, bine, atunci am înțeles. Să nu stai mult acolo, bine? Dormi la ea? Na, să ai grijă de tine. Iată-l pe Alex plecat. Pa, Alex, pa! Da, s-a dus la prietena lui. Și aproape se întunecă, cum vedeți, și da. O să dormim. E împătut somnosul. Da, deci noapte să dormim. Sper ca și Alex să doarmă. Este dimineața, am primit un telefon amenințător. Zice că o să vină să mă bată dacă nu dau banii. Ce bani, că n-am avut nicio datorie. Da. De la materiale, trebuie să fac rost cumva de bănuți. Dacă nu fac rost de bănuți, mă va bate. Trebuie să caut cumva. Cum am putea noi face rost de bănuți? Adică mă voi uita cum o să fac rost de bănuți. A, uitați-vă și pe omul ăsta de la Beacon. Să întrebăm. Ce vă pot ajuta? Ca să-mi dați și mie 2000 de lei. Zice să curățăm Beacon-ul o săptămână.
Și zice că el se va duce în concediu. Puteți să vă bazați pe noi, domnule. Vacanță plăcută, domnule, excursie plăcută. Așa. Se pare că a plecat. Să curățăm. Stați, că am eu hârtie la mine. Greu e să cureți această sticlă. Foarte greu. Da. Așa am șterg și partea asta. Să ștergem și partea asta. Am curățat o săptămână, a venit domnul și sunt de bani. Da, am venit după banii ăia 2000 care mi-ai zis. Mulțumesc! La revedere! Am șters totul, la revedere! Bine, acum să așteptăm numai pe omul ăla rău, urtocios, care m-a amenințat. Să vedem, nu pot să vă spun ce am eu, deci am un arc. Să-l punem aici și punem și hârtiile aici. Noi o să dormim. După când o să vină noaptea, o să dormim. Și să dormim. Cu cine crezi că a fost la ușă? Ați auzit și voi ușa. Tu cine crezi că a fost la ușă?